Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să facem produsele terminate. Am strâns aici câteva produse terminate și de aceea am zis că filmez, deși astăzi este data de 25, mai sunt câteva zile până la sfârșitul lunii și am zis că gata, deja plăsuța mi era plină. Am și plăsuța aici. Și să vedem cu ce să începem. Începem cu parfumurile. Am terminat parfumul Eve True. La început, când mi l-am cumpărat, nu prea mi-a plăcut mirosul, iar mai apoi mi-a plăcut. Deși am spus că nu e un parfum care mie mi se potrivește, dar până la urmă mi-a plăcut. Mirosea extrem de bine, după ce mi-am dat eu seama că miroase bine, însă nu persista atât de mult pe corpul meu. Am mai terminat și Eve Elegance. Acest parfum mie mi-a plăcut extrem de mult, a avut un miros plăcut, deși prima oară la fel, iar nu mi-a plăcut, dar mai apoi mi-am dat seama că îmi place. Nu știu ce a fost cu mine luna aceasta, dar tot așa am făcut cu parfumurile. Îmi place, nu-mi place, îmi place, nu-mi place. Așa arăta sticluța foarte drăguță, la fel și celălalt. Am mai terminat un parfumel pentru geantă și l-am avut pe acesta Perle Rare. Mirosul e foarte fain, îmi place extrem de mult, însă mă doare capul când îl folosesc, de aceea l-am avut micuț. Mai am parfumul Viva La Vita, l-aveam deja de ceva timp început și am zis că să insist pe el să îl termin. Mirosul e plăcut și persistă destul de bine pe corpul meu. Tot ca spray de corp, l-am terminat pe acesta de la Camille. Mie nu prea îmi plac spray-urile de corp cu flori, să spun așa, însă acesta mi-a plăcut. A fost cu crin alb. Vedem ce mai. Am terminat un deodorant Miss Giordani. Mi-a plăcut și acesta extrem de mult, avea un miros plăcut, subtil. Mai am ceva deodorante? Da, mai am, logic, deodorantele de la Dove, acesta original și acesta al Invisible Dry, testat pe 100 de culori, 48 de ore de protecție. Bine, nimeni nu cred că stă 48 de ore fără să se spele, tot la câteva ore, să zic așa, ne spălăm, adică oricum ne facem un duș seara, chiar dacă aplicăm deodorantul dimineața. Am avut două, sper că două sau, da, două. Mai am unul care e aproape gata, dar mai am puțin în el. Mai am un gel de duș de la Senses, Happiness. Mi-a plăcut și acesta extrem de mult, mi-a plăcut că a avut și culoarea roz. Și mi-mi plac gelurile de duș de la Avon. Și cam tot pe acestea le folosesc. Am mai terminat și un spumant de baie, Good Night Sweetheart. Acesta mi-mi place extrem de mult, colorează bine apa, miroase și bine, face și spume. Și de fiecare dată recumpăr câte un spumant de baie de la Avon, dar acesta mi-a plăcut în mod special. Am mai terminat și un spray din acesta pentru cameră, Ocean Adventure. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut extrem de mult pentru că este glade și mi se pare că miroase extrem de bine. O cremă de mâini de la Avon Naturals. O am deja de ceva timp în geantă și am insistat pe ea să o termin, deși am două creme în geantă, am zis că pe asta să o termin pentru că mai aveam foarte puțin. A fost cu vanilie, o cremă hidratantă, îmi place cum miroase bine, se absorbe foarte bine în piele și nu-mi rămân mâinile uleioase, să zic așa, tot de la Avon Care sau Avon Naturals, asta cred că a fost ceva mai veche. Folosesc acum am cea de la Avon Care cu banane începută și cu cocos. V-am spus, am două, trei. Am mai terminat un spray de păr, din acesta așa mai lichid, n-a fost uleiul, cu 7 uleiuri, dacă nu mă înșel. Mie îmi place extrem de mult aceste spray-uri ulei pentru păr, acesta în mod deosebit pentru că a fost spray, nu ulei, bine, tot un fel de ulei, dar mi-a plăcut super mult și cu siguranță îl voi mai recumpăra. Tot de la Avon Footworks am terminat această pudră pentru picioare. A fost super fain, avea un dozaj așa ca și solnița, să-i spun așa. A avut așa punctulețe mai groase, așa punctuleți mai mare și punctulețe mai micuțe. Mi-a plăcut extrem de mult, dar s-a terminat destul de repede. Eu am folosit-o doar în papuci, deși nu am problemă cu mirosul picioarelor, dar mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut să fie acolo. Un elastic de păr care mi s-a rupt. L-arunc și pe acesta, deși mi-a plăcut super mult că este roșu, dar mai am și alte culori. Pentru față am terminat o măscuță de la Planet Spa.
Radiant Gold, a fost o măscuță peel-off și aceasta mi-a plăcut extrem de mult, dar mi se pare că s-a terminat destul de repede la fel. Tot pentru față mai am aici câteva produse și anume activatorul de hidratare de la NU Perfect Skin. Îmi place foarte mult, l-am început și pe al doilea de când l-am văzut la o fată pe YouTube. Mi-a plăcut extrem de mult și l-am recumpărat din nou. Am mai terminat un highlighter din acesta de la Mace, deși este un highlighter ieftin, cred, nu mai știu exact cât a fost. Mie mi-a plăcut super mult, a fost nuanța 01. Poate reușesc să-l desfac. Așa, să vă arăt și înăuntru cum a arătat. Bine, eu l-am scăpat odată jos și s-a spart puțin, să spun așa. Așa a arătat el, dar e super fain. Deși e cu sclipici, eu n-am pus atât de mult și nu mi-a arătat fața mega sclipicioasă. L-am folosit doar puțin pe pomeți, după cum vedeți e o culoare faină. Apoi de la Garnier mai am o apă micelară pentru pielea sensibilă, demachează bine, curăță și purifică, spune, nu necesită clătire. A fost o apă micelară super faină și am folosit-o cred că de vreo 2-3 ori, adică am avut încă 2-3 cutiuțe. Apoi aici mai am câteva produse și cele funguțe, să zic așa. Prietenul meu a terminat un deodorant Straight 8. Lui place foarte mult și parfumul și spray-ul. Am mai terminat de la Avon True Nutra Effects, un scrub pentru utilizarea zilnică. Mi-a plăcut extrem de mult, a avut și un miros plăcut pentru mine și nu îmi făcea fața urâtă, adică vreau să zic că nu mi se dădea pielea jos, pentru că am încercat odată un scrub și efectiv mi se dădea pielea jos, deși n-am frecat tare, n-am fost dură, am fost foarte finuță, pielea mea e cam sensibilă și de aceea folosesc produse doar care știu că le-am mai încercat și îmi fac bine și acesta mi-a plăcut. L-am primit cadou la o comandă de la Avon, deși am vrut și eu să mi-l cumpăr, dar mi-a părut bine că l-am primit cadou. Am mai terminat o cremă de corp din aceasta cu grapefruit și portocală. Portocală? Nu, cred că piersică. Așa, în fine. Mama mea și-a cumpărat setul și mi-a dat mie crema, mi-a plăcut foarte mult, după cum vedeți am folosit-o la maxim. E o cremă bună, hidratează pielea, mie îmi place și am mai folosit de la Avon Naturals. Șampon uscat, am folosit două, unul de la Avon, după cum știți, mie îmi place extrem de mult și îl folosesc și refolosesc și de fiecare dată îmi cumpăr. Am terminat pe acesta de la Avon, mie îmi place la fel de mult și acesta. Am spus că să mai diversific și să mai încerc și altceva și l-am folosit pe acesta de la Oriflame, de la Hair X, pentru volum și acesta mi-a plăcut extrem de mult. Chiar vedeam că îmi oferă puțin volum părului și miroase și foarte bine. Apoi, să rămânem tot la păr, am terminat un șampon de la Plant Active cu ulei de cătină pentru păr degradat și acesta avea un miros super plăcut și îmi lăsa părul fin. A fost așa o culoare mai galbenă. Este din Kaufland, dacă nu mă înșel, la un preț foarte mic, dar și-a făcut foarte bine treaba. De la Ladies am terminat un șampon cu lapte de capră pentru regenerarea părului. Este un șampon ok, mi-e spală foarte bine părul, având în vedere că am părul gras. Mi-a plăcut și acesta extrem de mult. Și acum să trecem aici la punguțe și punguțe. M-am vopsit la păr de curând și am folosit această vopsea de la Sios. N-am mai văzut culoarea asta și mi-a plăcut-o extrem de mult. Aceasta este nuanța. Am avut două tuburi, două cutiuțe de fapt. Este super faină culoarea. Mie mi-a dat în păr și o tentă de mov așa și este mai gri așa. Apoi dischete de machiante. Am terminat acestea de la Bella Cotton Care. Mi-au plăcut și acestea. Dar acum le-am recumpărat pe cele de la Lidl, mai mari un picuț. Am terminat o măscuță de față de la Victoria Beauty, tot de la Ladies, cu zahăr negru. Mi-a plăcut, a fost faină. Am primit-o de la Ioana, dacă nu mă înșel. Da, am terminat și o cutiuță de OB-uri, din acestea mini, 16 tampoane. Sunt ok,
Eu mai folosesc uneori și obeuri. De la Floralis am terminat șervețele batistuțe. Eu tot timpul folosesc șervețele pentru că am nevoie de ele la muncă, în geantă, peste tot, sunt ok, sunt de folos. Am avut începute două absorbante din acestea, una Libres și una Always. Și în sfârșit, din acestea cred că mai am vreo 3-4, nu le-am terminat pe toate. Acestea de la Libres nu mi-au plăcut atât de mult, însă au fost ok. Cele de la Always mi-au plăcut, au fost în regulă. V-am spus, am avut două începute. Am mai avut și de la Always Platinum, dacă nu mă înșel, au fost două și au fost din acelea mari, pentru noapte, să spun așa. Și acestea au fost ok. Apoi am mai terminat și de la Avon Planet Spa o măscuță Radiant Gold, tip șervețel. Este măscuța la fel ca și măscuța micuță ce am avut-o și v-am arătat-o mai devreme. Mie îmi plac aceste măscuțe, chiar sunt interesante și sunt foarte bine îmbibate în produs și acum mai am șervețelul înăuntru și parcă îl mai simt umed așa. După cum vedeți, se mai vede pe acolo că e umed. Miroase bine. Apoi de la Bebelino am două pachete de șervețele. Am cele pentru băieței și cele pentru fetițe. Eu, sinceră să fiu, nu mi-am dat seama că sunt cu fetiță și băiat. Însă am văzut la Ioana 77 pe canal că avea și ele și fetiță și băiat și nu mi-am dat seama. Am zis că astea sunt cu roz, astea sunt cu albastru. Chiar n-am observat că copilașii sunt fetiță și băiat. Le-am avut pe acestea pentru fetițe. Mi-am luat o punguță mai micuță, dar am greșit. Nu mi-am luat cu acest căpăcel, mi le-am luat așa. Dar nu s-au uscat, au fost ok. Și cele pentru băieței. Eu mi le-am luat din nou, le am pe acestea în baie, de la Bebelino cu aloe vera. Sunt ok, cervețelele astea umede. Iar mai apoi mai am două punguțe de lame, cea de la Today Man, sunt de la Penny, dacă nu mă înșel, însă nu mi-au plăcut și n-am să le mai recumpăr. Și mai am de la Gillette Blue 2 Plus. Am avut 5 bucăți. Acestea mi-au plăcut extrem de mult pentru că nu mă iritau, acestea mă iritau. Probabil că nu aveau chestia asta cu aloe vera, dacă nu mă înșel, și au avut doar o singură lamă sau două, nu mai știu exact, însă nu mi-au plăcut. Acestea mi-au plăcut mai mult. Cam acestea au fost produsele pe care eu le-am terminat. O să le pun deoparte lângă celelalte produse, pentru că v-am spus că la 6 luni vreau să fac un sondaj, să-i spun așa, cam câte produse folosesc eu timp de 6 luni. Așa că suntem deja în luna a 5-a, mai am la dispoziție încă o lună de strângere a gunoaielor, acolo unde le am eu, pentru că am deja destul de multe. Așa că noi ne revedem data viitoare într-un nou videoclip. Pa, pa!